n-am soțit prin vremi mereu, sufletul să ni-l dezmierde, și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezauri de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc. Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Tezauri de Folclor. Eu sunt Emil Badea, după cum bine știți, și astăzi seară am alături de mine o interpretă dragă, o interpretă care a venit tocmai din Argeș, mai exact din comuna Vogați, acolo s-a născut, dar locuiește în Pitești și slujește muzica populară de mic, așa, de la 7 anișori. Ce-i drept, a început prima dată să studieze instrumentele muzicale, dar după aceea a ajuns solist, interpret de muzică populară. A venit astă seară la mine în emisiune cu un album foarte frumos care se numește Oameni cu suflet bogat, de acolo din Bogații de Argeș, și se numește Andreea Goșoiu. Vă rog să o primim așa cum se cuvine aici la noi, la Gorj. Bună seara și bine ai poposit pe meleagurile gorjenești, draga mea, Andreea Goșoiu. Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc că m-ați primit așa cu căldură. Cu tot dragul, cu mare drag. Hai să vorbim un pic despre materialul care ni l-ai adus în această seară și ni-l prezinți aici la Accent TV în toată Oltenia, pentru că Accent TV este un post regional de televiziune și avem foarte mulți telespectatori și aș vrea să și anunț telespectatorii mei că pot să intre în direct cu noi aici în emisiunea Tezauri de Folclor la numărul afișat acolo pe ecran 0353414410 pentru a transmite gânduri bune și dedicații celor dragi, dar și pentru a intra într-un dialog cu noi. De altfel, și pe Facebook suntem în direct, pe pagina televiziunii, o să distribui și eu pe profilul meu, pe EMI, ca să ne vadă lumea peste tot. Haideți să începem să vorbim un pic despre acest material. Spune-ne un pic despre melodiile pe care le-ai imprimat aici. Sunt compoziții proprii sau ai și cochetat și cu alții compozitori sau textiri? Da, eu sunt interpret în primul meu album. Sper pe următoarele albume ce vor mai veni să-mi pun și eu amprent așa ca și compozitor, ca textier, de ce nu? Da. Pentru că la acest album, Oameni cu suflet bogat, au lucrat și le mulțumesc foarte mult profesorul meu de canto, cu care mă pregătesc la București și acum, și merg din când în când la dânsul, Aurel Mustățea, și îi mulțumesc foarte mult. Salutăm pe domnul Mustățea dacă ne urmărește, da. Un om foarte, da, foarte important în muzică. Dânsul a compus liniile melodice. Da. Pentru texte trebuie să-i mulțumesc tatălui meu, Titel Goșoiu. Și de asta am spus, frumos, poate în viitor o să-mi pun și eu, poate moștenesc ceva acolo de la el, să pot, da, să fac și eu ceva. Da, salutăți pe dânsul, este aici undeva în spatele camerelor, într-un studio, ne urmărește. Și iar mama, bineînțeles. Da, au venit cu mine mereu, mă te susțin, așa și e mă frumos. Susțin, da. Iar orchestrația aparține maestrul Marin Alexandru, căruia îi mulțumesc foarte mult și dânsului. Este un prieten foarte drag. Da, văd aici domnul Marin Alexandru, pe care salutăm, și pe dânsul, un mare orchestrator, dirijor. Mai vedem... Am colaborat cu un... Vasile Răducu. Cu domnul Vasile Răducu, maestrul Naiului, îmi place mie să spun. Este și el de asemenea cunoscut, dânsul. Și îl salut și mulțumesc pentru colaborare. Întotdeauna mi-a fost de ajutor. Dar tu la ce instrumente ai început să cânti? Mă tot chinui să distribui pe Facebook, dar nu știu de ce nu merge. La vârsta de 7 ani, așa cum ați spus, am început cu orgă.
da. Cu primul meu profesor de muzică, Ion Barbu, din Pitești. După aceea, după primii 3 ani de muzică la instrument, la orgă, am venit la Pitești. Deci eu primii 3 ani de muzică i-am studiat acolo în Comuna Bogații, de unde sunt eu. Cu orga. Cu orga, da. Așa. După aceea, la îndrumarele profesorului Ion Barbu, am mers cu părinții la Pitești, la Liceul de Arte, unde am studiat viola până în clasa 12-a și pian. Ce frumos! Ce frumos! În perioada claselor de liceu am început cu canto de muzică ușoară și apoi am ajuns pe la domnul Aurel Mustățea la canto muzică populară. Deci iată că ai avut așa un drum oarecum șerpuit, ai avut din ce să-ți alegi și acum mai cânti cu vreun instrument sau ai rămas numai pe voce? Merg în continuare și cu pianul, predau. Și mă pregătesc. Deci trebuie să știți, dragi prieteni, că invitata mea în această seară este și profesor de muzică, nu? De muzică, da. Profesor, predau și pian, predau și canto de muzică ușoară și canto de muzică populară. Și în viitor sper că poate și la violă. Iau, avem de-a face cu... Astă seară am invitat aici, la mine în studio, am invitat un muzician din cap până în picioare. Aș ruga colegii mei să pregătim și niște melodii, pentru că noi așa de asta te-am invitat astă seară aici să prezentăm spectatorilor albumul tău. Spune, te rog. Prima melodie, Oameni cu suflet bogat, așa se numește, da, ca și albumul, și mă reprezintă pe mine, este mă descrie într-un cuvânt, da. Și a doua este... A doua este despre Argeș, un Argeș vatră frumoasă, despre argeșeni, să ne cunoaștem așa mai bine. Și hai să dăm drumul la joc. Și o melodie de joc și de voie bună. Eu zic toată așa, lumea. Să descoperim melodia care te reprezintă pe tine cel mai mult, Oameni cu suflet bogat. Da. Și după aceea să începem așa să vedem și vatra Argeșului, dar să dăm și drumul la joc. Sigur. Te rog să mergi acolo la locul de cântat, dragi prieteni. După cum bine știți și v-am obișnuit, în prima parte a emisiunii eu discut mai mult un pic cu invitații ca să vedem cu câte ceva despre ei, să mai auziți și noastră câte o vorbă, câte o curiozitate. Dar acum o să dăm drumul cântecului și o ascultăm pe Andreea Goșoiu din Argeș. Dumnezeu a însemnat oameni
la joc, viața nu stă pe loc. Și muzica să ne cânte, că nici vieți n-avem prea multe. Hai să dăm drumul la joc, viața nu stă pe loc. Și muzica să ne cânte, că nici vieți n-avem. Dragi prieteni, scria aici cineva pe Facebook, foarte frumos cântă invitata noastră din această seară și eu o aprob. Felicitări pentru aceste cântece frumoase. Se vede că vocea ta este studiată și orchestrația este făcută foarte frumos, foarte profesionist. Presupun că tot albumul este așa. O să vedem, o să-l ascultăm. O să vedem până la sfârșit. Până la sfârșit. Da. Dragi prieteni, nu uitați că de acum puteți intra în legătură directă cu noi. Cei care își doresc să transmită gânduri frumoase celor dragi pot să apeleze la numărul afișat pe ecran sau să ne trimită mesaje pe Facebook acolo, dar mai bine ne sunați. Hai să vorbim un pic despre piesele, ce să mai convins, sunt foarte frumoase și se văd că este că sunt așa studiate, lucrate. Și a fost și foarte muncit, vă spun sincer. Da, cred că a fost muncit. Uite, sunt o deja persoană mai perfecționistă așa și se vede. Deja s-au dat drumul la liniile telefonice și avem un apel telefonic. Alo, bună seara. Bună seara, domnule. Bună seara! Bună seara, invitatele noastre! Bună seara! Andreea Goșoiu! Andreea Goșoiu, da, da! Bună seara! Mulțumim pentru că ne-au zis în casa noastră.
urăm emisiuni frumoase în acest an, pentru prima, e prima zi. Până acum da, anul ăsta. Este prima da? Emisiune pe anul ăsta aici la Accent da, TV. Da, da, am urmărit. Era să nu o fac nici pe asta astă seară, vă spun sincer, pentru că nu e prea frumos să spui, dar sunt foarte răcit. Dar, da, mi-am dat seama, da. Cum să spun, nu puteam să o las să facă atâta drum pe invitata mea de la Pitești și să nu o primim așa cum se cuvine aici. Da, de altfel, bine. Eu, în toată cariera mea, nu mi s-a întâmplat niciodată să lipsesc undeva unde am fost, unde am promis că mă duc. Adică da, da, la evenimente, aici, la astea. Da. Mort, copt, da. Acolo. Oricum, eu vă mulțumesc foarte mult că ați adus în seara o invitată foarte frumoasă, foarte, un cântece foarte frumoasă din zona Muntenie, din Pitești, am înțeles, nu? Da, da, da. Da, da. Muntenia, care e o muzică foarte frumoasă a noastră României. Deci o apreciem foarte mult din zona doamnei Isabeta Turcu, Cristina Turcu, deci de acolo din zona aceea. Da, 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 da. Doamna Cristina Turcu, pe care o salutăm. Da, Cristina Turcu Preda. Deci eu urmez că fiecare seară de joi, seară, emisiunea dumneavoastră, indiferent pe ce am zis, că este o emisiune foarte frumoasă. Vă mulțumesc din suflet. Și mulțumesc. Această emisiune de familiei mele, cu naților, fraților și toți cei ce mai cunosc. De unde sunteți dumneavoastră, ca să știe și lumea? Sunt din Mitică, din Târgu Jiu. Mă cunosc toți și de la, și de la Accent TV și de la doamna Roberta, toți. Așa, domnul Mitică. Știu, dar da. Vreau să spunem să știe și oamenii cu cine vorbim, știți? Da, da, pe de asta, da, am spus, da. Mitică din Târgu Jiu. Așa. Sunt din altă zonă, sunt din Târgu Jiu. Așa, domnul Mitică. Încă vă mulțumesc pentru o seară frumoasă și ne-ați făcut-o în seara asta. Să aveți o seară bună, numai seară bine. Seară bună, la revedere. Începusem să vorbim, de fapt nu știu dacă te-am întrebat, dar te întreb acum. De unde ai acest frumos costum? E foarte frumos, e foarte bine așezat pe tine și acea coroniță frumoasă. De altfel, spuneai tu, înainte să luăm apelul telefonic, că ești foarte minuțioasă, așa, perfecționistă. Da. Este și un defect, pe de o parte. Pe de o parte este și un eu lucru Eu zic bun. Că în timp o să te mai relaxez un pic, pentru că așa am fost și eu. De fapt, sunt și acum oarecum, dar mi-a mai perit un pic din asta, pentru că nu poți să mergi la nesfârșit în perfecțiunea aia și la un moment dat te obosești. Da, este. Când începi să ai mai mult, când începi să ai mai multe pe cap, începi să obosești, să fii așa, că nu mai ai timp. Da. Costumul meu este chiar din zona Comunei Bogați. Este moștenit și creat totodată de mama tatălui meu, de mamaia mea. Ia, ce frumos! Și am zis că trebuie să vin la o așa emisiune. Trebuie să vin cu ceva, să mă prezint cu ceva foarte unic. Ai reușit cu brio. Și este foarte frumos costumul. Mi-a atras atenția de la început și se vede că este lucrat manual. Este manual, dar este chiar cusut de mâinile bunicii mele. Este un costum foarte frumos, deci, așa cum am spus, este ceva mai rar, pentru că în ultima perioadă costumele au început să fie făcute și prin China și prin... Da, da, da. Dar al tău chiar este făcut, se vede că e făcut manual cu... Îmi pare rău că decât pe acesta l-am de la ea, cu sud de ea. De mâna dânsei. Da. Mai trăiește sau... Trăiește, trăiește. O salutăm și urăm mulți ani fericiți și liniștiți și sănătoși. Mai avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Sunt Geta! Dați mai încet la telefon, doamna Geta. La televizor. Doamna Geta? Da! Ascultați-mă în telefon și dați mai încet un pic la televizor. Da, dă-dui, doamna Oemi. Așa, doamna Geta. Da, pentru dumneavoastră, domnișoara Andreea. Da, domnișoara Andreea Goșoiu. Da. De la Argeș. De la Pitești. Da, da. Așa. Bună seara. Bună seara. Da, da. Spuneți, vă rog. Dau pentru domn doctor Evris, doamna Dana, șoferii după petrol, după Roșia Neamărani, doctorițele,
fostul meu cumva și prietenile mele și toți care m-au rugat. Toată lumea care se uită la Accent TV, da? Să aveți o seară frumoasă și numai bine și rămâneți alături de noi, pentru că o să ne cânte din nou Andreea Goșoiu piese frumoase, pentru că eu trebuie să mă duc să strănut un pic, dar hai să mai luăm un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, Emilio! Cum? Bună seara, domnul Emilio Baia! Hai, bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Bună seara, dar uite eu, Bălea din Târgu Jiu. Așa? Da, aoleu, intrară sârbii. S-a întrerupt legătura telefonică. Haide să pregătim materialul să ne cânte Andreea Goșoiu. Astă seară continuăm cu cântecele ei frumoase. Cât ați vrea să întorc timpul, tinerețea e floare rară, spune-mi lume de-ai putea. Hai să vedem ce ne spune lumea prin cântecul invitatei de astă seară, Andreea Goșoiu. Pe drumul vieții să vină
La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731 347 831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745 772 672, 0351 463 738. Nou în Târgu Jiu, City Bar and Jasper Grill, o locație marca ANA. Te-am obișnuit de-a lungul anilor cu calitatea superioară. Menținem standardele ridicate și venim cu o locație nouă pentru clienții noștri. City Bar and Jasper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 17. Te așteptăm în fiecare zi cu specialitatea casei, platouri tradiționale, salate, pizza, băuturi alcoolice și non-alcoolice. City Bar and Jasper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, lângă Hotel Ana. Of, am probleme din nou cu mașina. Nici nu mai știu de unde să alimentez. Încearcă în stațiile de distribuție carburanți Ipeco din Târgu Jiu, strada Victoriei, și vei găsi motorină și benzină de calitate superioară, produse Rompetrol. Și asta nu e tot. Găsești stațiile Ipeco mereu în drumul tău. Motru, Răchiți, Târgu Cărbunești și Novaci. Ai grijă de mașina ta cu Ipeco ESA. Restaurantul Boulevard, situat în zona gării din Târgu Jiu, organizează la prețuri mici nunți, botezuri, zile onomastice, pomeni și alte evenimente din viața dumneavoastră. Experiența de peste 40 de ani în domeniu ne-a ajutat să ne îmbunătățim serviciile și să vă oferim calitate. Alege restaurantul Boulevard și pentru petrecerea de Revelion la prețuri rezonabile. Restaurantul Boulevard. Relații la telefon 0744 578 079. Petrol Gaz Elmark, Petrol Gaz Elmark. Stația de alimentare cu carburanți Petrol Gaz Elmark comercializează toată gama de carburanți de cea mai bună calitate și prețuri fără concurență. Fără concurență. Petrol Gaz Elmark din Scoarța, județul Gorj, vă pune la dispoziție vulcanizare și spălătorie automată pentru autoturisme și camioane. Vă așteptăm în comuna Scoarța, strada principală, județul Gorj. Petrol Gaz Elmark, dă viață mașinii tale.
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vine în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta universitară 2019-2020. Oferă cele mai mici taxe de studii, facultate 400 de euro pe an, master 450 de euro pe an. Taxele de studii se reduc între 50% și 100% pentru studenții sau masteranții care sunt membri de familie, studenții și masteranții care promovează ULIM în rândul a cel puțin 5 persoane care se înscriu la studii la ULIM. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253 214 019 sau 0734 517000. ULIM, viitorul carierei tale! Filuța Bogdan și Flor de Cântec Oltenesc organizează pe 7 februarie 2020 la Cercul Militar Craiova de la ora 18 un spectacol de folclor altfel, un dialog al generațiilor, un spectacol de neuitat. Invitați Cristina Turcu Preda, Marian Medregoniu, Ilie Dură, Luiza Turcu, Alin Milică, Liliana Popa, Lavinia Bârsoghe, Ștefania Strejescu, Ion Drăgan, Marius Măgureanu, Bogdan Omicioiu, Alexandru Lilea, Florin Scăunașu, Ionel Alisandru și Aișe Ozenur. Acompaniază taraful Filuța Bogdan. Biletele se găsesc la Agenția Teatrului Național Marin Sorescu, la prețul de 30 de lei.
uitat dragostea ce ne-a legat, urme grele a lăsat. Dar eu negă n-am păcat, că mereu te-am așteptat. Poți să uiți multe pe lume, dar n-ai să poți uita de mine în cel ce-n zadar. Niciodată, negă, n-ai să poți. Ce-ai pus în suflet odată, n-ai cum să mai scoți. Interpretat foarte frumos
încă trei cântece, invitata mea din această seară, Andreea Goșoiu. Foarte frumoase cântecele, se vede amprenta zonei Muntenia pe ele și așa cum spuneam și în prima parte a emisiunii, se vede că sunt lucrate și foarte studiate. Dar ia spune-mi, cineva din familia ta a mai fost, a mai cochetat cu muzica sau tu ești prima? Moștenesc așa talentul de înclinația spre muzică. Îl moștenesc de la tatălui meu, bunicul meu, care nu mai este acum printre noi. Trebuie să-l odihnească. De la dânsul moștenesc talentul. Îi plăcea foarte mult să cânte, dar nu a reușit să... Își dorea foarte mult ca și dânsul să... Da, să fie undeva vizibil în... Da. Hai să luăm un apel telefonic, mai vorbim după aceea. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Să trăiți! Bună seara! Seara. Marian, sunt din Craiova. Da, domnul Marian, să trăiți! Aș vrea să fac o dedicație pentru primarul din Târgu Jiu și pentru echipa dumneavoastră. Mulțumim. Și în special pentru invitația dumneavoastră, că este o scumpă și o frumoasă. Mulțumesc frumos. Așa este. Și cântă foarte frumos. Și are o voce minunată și aș dori să-i pun o întrebare, dacă este cumva singură sau dacă are prieten. Asta probabil o să vă răspundă undeva pe Facebook, are o adresă de Facebook, am văzut aici da, Andreea Goșoiu oficial, dacă vreți să o întrebați acolo. Da? Da. Și aia spuneți-mă cum aș putea să iau și un CD-ul de la ea. Tot mie o să vă rog să-mi scrieți pe pagina oficială și vă trimit CD-ul la dumneavoastră acasă. Ia-o-s. V-ați făcut și cu un CD și cu o conversație pe Facebook. Bun. Bine. Bună seara, domnul bine. Marian, să aveți o seară bună, frumoasă. Uite, Andreea, vezi? Da. Oamenii te apreciază și de ce nu sunt interesați și de viața ta personală. Mă bucur foarte mult că a avut un impact atât de frumos aici, că am venit la dumneavoastră. Cu tot dragul și altă dată te mai așteptăm și dacă mai ai ceva să mai adaugi la început să vorbim despre, dar după încă un apel telefonic. Sigur. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Badea! Bună seara! Bună seara, invitatei dumneavoastră! Bună seara! Vreau să fac și eu câteva dedicate. Sunt Ionele Ioana din Craiova, Crăvița Nouă. Bună seara, da! În primul rând vreau să fac pentru familia Ciurlău, George și Atena din Topești, Tismana. Da. Pentru domnul Nelu Șerban. Da. Să salutăm și noi. Pentru familia mea din Craiova, pentru copiii mei, familia Paraschiv Marian și Fari, pentru Paraschiv Gabriel, pentru ciobanul Fiorel și Mirela de la Cernele, pentru dumneavoastră și pentru toți care mă cunosc. O seară plăcută în continuare. Cu mare drag, mulțumim că sunteți alături de noi. Să aveți și dumneavoastră o seară frumoasă. Mai sunt cântece de ale invitatei mele, Andreea Goșoiu, și mai rămâneți alături de noi. Spuneai că oarecum înclinația către muzică vine de la bunicul din partea tatălui. Așa este. Și fratele meu mai cântă. Iauzi. Și el a studiat pianul, tot de mic, tot de la 7 ani. Și acum el a rămas pe pian sau? Și pian, și orgă. A rămas pe instrumente el. Îmi cer scuze că mai tușesc, v-am spus că sunt un pic cam răcit. Mai avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Să trăiți! Bună seara! Ștefan Ilie de la Valea Stanciului mă numesc. Vă salutăm, domnul Ilie! Românile, să trăiți! Aș vrea să dau și o dedicație cu toată melodia din această soare, dacă se poate. Da. Pentru sora mea din
din Germania. În al doilea rând pentru dumneavoastră și pentru colega dumneavoastră, îmi cer că nu... Andreea Goșoiu. Andreea Goșoiu, mulțumesc. De la Argeș. Pentru prietena mea, Felicia. De la Argeș. Mulțumesc mult, îmi pare bine, sper că să fac dumneavoastră. Asemenea, asemenea. Mulțumim. Și pentru familia Bulumat din Comuna Valea Stanciului, pentru Bulumat Valentin din Craiova, și nu în ultimul rând pentru toată țara românească și pentru toate familiile noastre românești. Mulțumesc, am mulțumit mult. Nu e problemă, nu e problemă, sunt normale. Mulțumesc și cu tot respectul, vă mulțumesc pentru frumos răspuns și vă urez o tare bună și multă sănătate. Vă salut și eu cu mult drag și vă mulțumim că ați intrat în legătură directă cu noi și vă mai așteptăm și altă dată. Eu sunt aici și vă aștept și altă dată. Draga mea, timpul trece foarte repede. Hai să mai cântăm un pic și după aceea o să vorbim un pic și despre planurile de viitor. Sigur. Da? Hai, la cântat. Dragi prieteni, ne cântă și ne încântă în continuare Andreea Goșoiu. Îmi cer scuze că asta este. Ieri am fost la București și venind pe drum m-am întâlnit cu un pui de răceală, de gripă, nu știu ce naibii este, că așa dintr-o dată m-a luat. Cântă Andreea Goșoiu pentru dumneavoastră, invitata mea de la Argeș, de la Bogați, de acolo.
CPT NDS Impex SRL vă oferă o gamă variată de produse electrice, toată gama de cabluri, corpuri de iluminat casnic, industrial și stradal, precum și becuri cu aparate casnice și industriale. Societatea s-a mutat de la Piața Centrală în zona Gării. Oferim calitate, varietate și promptitudine. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Gării, bloc 30, zona Gării. Relații la numărul de telefon 0253-214-021. Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745-772-672, 0351-463-738. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, universitate de prestigiu internațional, are cele mai diversificate specializări cu o foarte mare flexibilitate de studiu, înscrierea făcându-se prin selecția de dosare la studii de licență, master, doctorat, la următoarele facultăți acreditate pentru anul universitar 2019-2020. Științe sociale și ale educației cu specializările psihopedagogie, servicii de asistență socială și psihologie, informatică, inginerie și design cu specializările securitate informațională, informatică și design. Design interior, drept cu specializarea drept. Științe economice cu specializările administrarea afacerilor, business și administrare, economie mondială și relații economice internaționale, finanțe și bănci. Servicii hoteliere, turism și agrement, marketing și logistică. Relații internaționale, științe politice și jurnalism cu specializările relații internaționale și jurnalism și procese mediatice. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook Ulim Târgu Jiu și la telefon 0253-214-014. 9 sau 0734517000. Ulim, viitorul carierei tale. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu!
Filuța Bogdan și Flor de Cântec Oltenesc organizează pe 7 februarie 2020 la Cercul Militar Craiova de la ora 18 un spectacol de folclor altfel, un dialog al generațiilor, un spectacol de neuitat. Invitați Cristina Turcu Preda, Marian Medregoniu, Ilie Dură, Luiza Turcu, Alin Milică, Liliana Popa, Lavinia Bârsoghe, Ștefania Strejescu, Ion Drăgan, Marius Măgureanu, Bogdan Onicioiu, Alexandru Lilea, Florin Scăunașu, Ionel Alisandru și Aișe Ozenur. Acompaniază taraful Filuța Bogdan. Biletele se găsesc la Agenția Teatrului Național Marin Sorescu la prețul de 30 de lei. Petrol Gaz Elmark. Petrol Gaz Elmark. Stația de alimentare cu carburanți Petrol Gaz Elmark comercializează toată gama de carburanți de cea mai bună calitate și prețuri fără concurență. Fără concurență! Petrol Gaz Elmark din Scoarța, județul Gorj, vă pune la dispoziție vulcanizare și spălătorie automată pentru autoturisme și camioane. Vă așteptăm în comuna Scoarța, strada principală, județul Gorj. Petrol Gaz Elmark, dă viață mașinii tale! Niciodată mai ne ce ne așteaptă. Haide cum nu te
ochișorii mei că uscați-se rochișori să nu vezi luna nici nori. Dragi prieteni, frumoase cântece interpretate de invitata mea de astă seară, Andreea Goșoiu, cântece ce fac parte de pe albumul Oameni cu suflet bogat. Un album foarte frumos ce conține 17 piese care poate fi găsit pe piața muzicală. Iar cei care astă seara ați ascultat pe Andreea Goșoiu și v-a plăcut cântecele ei și de ea în general, cei care își doresc să o invite la evenimente pot să ia legătura cu Andreea pe Facebook. Pe Facebook, sigur, găsesc acolo toate datele. Găsesc telefon. Pe spatele CD-ului numărul de telefon, dar pe Facebook e mai ușor. O să mai luăm un ultim telefon, după care o să o întreb pe Andreea ce planuri de viitor are și dacă vrea să salute pe cineva. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Emil Badea! Bună seara! Vă doresc multă sănătate și tot bine, dumne! Doamna Anela la Podear vă deranjează! Mulțumim! Mulțumesc! Aș vrea să faci o dedicație specială pentru o interpretă de mult populară care mâine primește o frumoasă vârstă. Este vorba despre Neta Soare. O salutăm și noi pe... Și dă-mi multă sănătate, la mulți ani cu sănătate, cu bucurii și tot bine, lume. O salut cu drag pe doamna Neta Soare. Și vreau să fie pentru invitata dumneavoastră, să fie sănătoasă, să o țină tot așa. Mulțumesc frumos, fain, asemenea, vă doresc și o sănătate. Adevărat. Nu de aia falci, domnul Emil. Da. Sigur, mulțumesc. Familia noastră, domnul Emil, să fiți sănătos și să vă iese gripa, boala dumneavoastră. Da, mulțumesc frumos. V-am zis, ieri am fost până la București și când m-am întors pe drum așa, m-a apucat dintr-o dată, dar așa cum spuneam, eu întotdeauna când promit că merg undeva, vin... Merg acolo, indiferent că e eveniment, că e emisiune, că e orice. Datoria, promisiunea dată e datorie curată. Trebuie să fim acolo. Asta e viața de artist și așa poți să mergi înainte, pentru că altfel te ia lumea la ochi pe neserios și nu e bine. Așa este. Spuneam că o să te întreb ce planuri de viitor, ce proiecte ai, ce gânduri ai, cu ce... cum să spun eu, cu ce gânduri ai intrat în anul 2020? Ai ceva așa în... sau las să meargă lucrurile de la în sine? În general, da, las să meargă lucrurile de la sine și dacă pe parcurs este ceva important, îmi acumulez toată energia asupra acelui lucru.
Aș vrea să încerc totuși și pe partea de muzică lăutărească, așa ca o... Da, înainte de emisiune îmi spuneai că ai fost și la mai multe festivaluri, da. Și chiar și la festivalul Zavaidoc. Da, unde am mers și am participat acolo. Unde se cântă muzică lăutărească. Da. Te atrage segmentul ăsta? Sau vrei pur și simplu să încerci? Vreau să descoper mai multe, da, mai multe muzică, stile. Așa cum am început pe instrument, cu muzică clasică. Ce drept, apoi... având în vedere că ai studiat instrumentul muzical, este mult mai ușor pentru tine ca pentru ceilalți solist. De ce spun asta, că și eu în copilărie, la prima parte a carierei mele muzicale, am cântat și eu cu acordeonul, dar ce-i drept de mine s-a lăsat definitiv. Adică am luat în brațe cariera de solist și m-am dedicat numai la asta. Dar este mult mai ușor să auzi anumite lucruri, iar tu, atâta timp cât ești doxă, cum se spune, poți să ții mai, să interpretezi mai ușor, să faci cu vocea ce vrei. Da, așa știind este. Ce trebuie făcut. Da, corect, da. Ce să, eu îți doresc succes și la cât mai multe materiale discografice frumoase, pentru că acesta este un material frumos și reușit. Și te așteptăm începând de astăzi, când vrei tu, ușa televiziunii Accent este deschisă. Mulțumesc. Eu și mereu vă mulțumesc că m-ați primit cu atâta căldură și cu mare drag. Eu mereu sunt un om care deschid mâinile și brațele celor care au cu adevărat ceva de spus în muzica populară. Și tu chiar ai și mă bucur că ne-am cunoscut, că am discutat, că de asemenea, că și să nu uit să mulțumesc foarte mult Alexandrei Băloi, prietena mea, pentru această... Da, o salutăm. Nepoata. Această realizare că sunt aici în emisiunea voastră. Nepoata și nepotul. Îl salutăm. Și îi mulțumesc tare mult că a făcut posibilă această apariție a mea aici la dumneavoastră. Cu mare drag, cu mare drag oricând. Și salut pe toată lumea, toți telespectatorii care ne-au urmărit sau cei care ne-au urmărit pe Facebook, îi salut pe toată lumea. Îi salutăm pe fiecare în parte. Cu mare drag. Ce se întâmplă? Spațiul dedicat emisiunii noastre a cam luat sfârșit. Mie mi s-a pus ceva aici din ce în ce mai rău. Și data viitoare să ne vedem mai sănătoși. Da, cum să nu. Cum are. Nu e ceva... Este o răceală, dar na. Trecem toți prin asta. Da. Până data viitoare, eu încă o dată îți mulțumesc că ai venit, că ai fost în emisiunea mea și să dea Dumnezeu că de acum încolo să... Eu de obicei sunt mână bună și de acum încolo să fii mai des în zona aceasta a țării, adică în Oltenia noastră dragă. Sigur, și te mai așteptăm cu mare drag oricând. Acum o să te invit din nou la cântat, iar eu îmi voi lua la revedere de la telespectatorii noștri. Sigur. Dragi prieteni, încă o emisiune Tezauri de Folclor s-a finalizat. Va mai cânta în continuare pentru dumneavoastră invitata mea care am avut-o în această seară, Andreea Goșoiu, cântece de pe albumul Oameni cu suflet bogat. Eu vă mulțumesc din suflet că încă o dată ați fost alături de mine și de emisiunea Tezauri de Folclor și de invitații mei pe care i-am în fiecare joie aici la Accent TV. Vă doresc o seară liniștită, o seară frumoasă, să fim sănătoși, să ne vedem cu bine. Doamne ajută!
ce viața e grea și de ce lumea e rea. De ce timpul e trecător și omul e călător. Soțit prin vremi mereu sufletul
să ni-l dezmierde. Și la bine și la greu, vechiul nostru foaie verde. Emisiunea Tezaur de Folclor își propune să transmită nealterat folclorul românesc generațiilor de azi și de mâine. Pentru că folclorul, dragii mei, este piatra de temelie a neamului românesc.